critică, adică vă pune să, îl pune pe cititor să gândească. Nu e o proză facilă pentru că îți alungă Alzheimer, ca să spun așa. Deci trebuie să vă gândiți tot timpul dacă așa este cum ați văzut un lucru sau nu. Cam așa aș putea să întâmpla și cu primele mele cărți. Nu cred că le aveți, că nici nu mai aveam. Cavalerul Negru, pe care am publicat-o în 92 la Junimea, a fost romanul meu de debut. Și Blestemul Catalgor, pe care l-am publicat în 93 sau 4? 3. 93. Haideți că, dacă n-ați citit, să vă spun eu ce-i cu copaci aceștia. Să pornim un pic invers. Lucrurile stau foarte simplu. Este vorba de un individ, cel despre care vorbea și doamna Ierindeanu, care ajunge pe zidurile unei cetăți și cade. Cade și în momentul în care cade, da, vede copacii invers. Erau copacii care se aflau în acele ziduri și își vede viața, derulează ultimele momente ale vieții, din momentul în care a căzut, până la momentul în care a ajuns. Adică la un moment dat se vede este acel fragment, când el vede picioare. Amintiți? Personajul chiar la urmă. Personajul vede niște picioare. Atât. Pentru că el deja zăcea zdrobit la pământ. Erau ultimele noi clipe. Deci de asta este acest leitmotiv al copacilor. E un amănunt care îi duce în eroare.